dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. În termenul dispoziției articolul 39 alineatul 1, articolul 18 alineatul 1 și articolul 105 alineatul 1 litera A de legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 22 aprilie 2019, orele 13 la setul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de credite, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2019, inițiator primarul comunei. 4. Diverse. Președinte. Mulțumesc, domnule primar. Eu sunt stimat colegi, întrucât prezentul este statutarul, deschid în lucrările ședinței de astăzi. Pentru buna desfășurare a ședinței de Consiliul Local, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. De asemenea, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În ultima dată, vă rog să ne prezentați expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu numărul 1. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre reprezintă aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și expunerilor pentru anii 2020-2022. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 a fost structurat în două părți distincte, partea de venituri și partea de cheltuieli în funcție de prima parte. De asemenea, sumele prevăzute în proiectul de hotărâre au fost alcătuite atât din venituri proprii, cât și din sume repartizate Comunei Bucium prin adresele numărul 438/19/03/2019, numărul 443/20/03/2019, numărul 475/20/04/2019 și numărul 567/8/04/2019, transmis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice al Județului Bacău, respectiv adresele numărul 5970/25/03/2019 și numărul 7040/10/04/2019, transmise de Consiliul Județean Bacău. În cel ce urmează, voi face referire separat la fiecare din aceste părți, după cum urmează. Raport venituri bugetul local 2019, secțiunea de funcționare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni totalizează 3.432.000 lei și va fi format din 1. Venituri proprii provenite din impozite și taxe locale pe care le-am preconizat în 2019 la suma de 722.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit 259.000 lei. Sume alocate din Consiliul Județean Bacău 336.000 lei. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 301.000 lei. Sume defalcate din TVA alocate de AJF pe Bacău pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 222.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri de la Consiliul Județean Bacău 136.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 2.034.000 lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 709.000 lei, care va trece la secțiunea de dezvoltare. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică 131.000 lei. Și urmează secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de funcționare și cu secțiunea de dezvoltare total ar fi vreo 4.391.000 de lei. La secțiunea de dezvoltare, bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 959.000 lei, provenind din următoarele surse. Vărsăminte de secțiune de funcționare 709.000 lei, sume alocate de bugetul AFIR 67.000 lei, totalul primelor două sume este de 250.000 lei și au fost recuperate pe 29 ianuarie 2019 prin cererea de plată depusă la AFIR Iaș. Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 183.000 lei. În ceea ce privește veniturile proprii al Comunei Bucium pentru anul 2019, pot să vă menționez faptul că s-a făcut o estimare a încasărilor, iar în urma acestei estimări s-a ajuns la suma totală de 722.000 lei.
Această sumă urmează a fi colectată la bugetul local din impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxe judiciare și statul judiciare de timbru, alte impozite și taxe, impozitul pe mijloace de transport, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din prestări, servicii, apă, amenzi, penalități și confiscări, precum și taxa specială de salubritate și PSI. Aceasta a fost situația veniturilor la bugetul local al Comunei Buciu. Înainte de a vă prezenta raportul cu privire la propunerile de cheltuieli pentru anul 2019, aș vrea să fac referire ca un proiectul de hotărâre la articolul 2. Am supus analizei dumneavoastră utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local în anul bugetar 2019 pentru finanțarea investiției în tocmire SF-ul, de aceea extindere de rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, etapa 2. Vă rog ca în analiza propunerilor de cheltuieli pentru anul 2019 să aveți în vedere și această propunere. De asemenea, pentru că atunci când analizăm bugetul local al Comunei Bucium, analizăm și supunem spre aprobare și bugetul de cheltuieli al Școlii Gimnaziale Bucium, care este ordonator terțiar de credite, în raportul de cheltuieli se va face justificare și pentru sumele atribuite școlii prin adresele numărul 475 din 204-2019 și numărul 567 din 804-2019, transmise de ASFB Bacău, respectiv totalul de 181.000 lei, și le regăsim la capitolul 6502, învățământ. Secțiunea de funcționare. Capitolul 5102. 1750.000 lei, din care 1400.000 lei pentru cheltuielile de personal reprezentând salariul demnitar funcționarul din aparatul de specialitate și indemnizațiile consilierului local pentru anul 2019, precum și faucele de vacanță și indemnizații de hrană pentru aparatul de specialitate aferente anului 2019. 330.000 lei pentru bunuri și servicii reprezentând prestări și servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, material de curățenie, cheltuieli de energie electrică, telefoane, fax, internet, timbre, poștale, recomandate, abonamente, presă, combustibil pentru autoturism și microbus școlar, lemne, obiecte de inventar, formulare tipizate, tonere, hârtie, xerox și descris, materialele necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 20.000 lei pentru cotizația ADIP, ADIS și GAS. Capitolul 5602. 150.000 lei, sumă ce reprezintă contribuția comunei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2019. Capitolul 6102. 7.000 lei pentru achiziționarea de materiale pentru protecția civilă. Capitolul 6502. 181.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 141.000 lei pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104, alineatul 2, litera B și E din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. Sumă reprezentată de AJFB Bacău prin adresa numărul 475 din 0204-2019 și 40.000 lei pentru decontarea transcursului cadrelor didactice pe baza adeverințelor privind costul abonamentului sau biletului de către operatorul de transport sau cu autoturismul personale, sumă susținută din venituri proprii ale bugetului local. Capitolul 6702. 31,50 mii lei bunuri și servicii, din care 10.000 lei pentru bunuri și servicii, 21,50 mii lei pentru susținerea cultelor. Capitolul 6802. 478.000 lei, din care 420.000 lei pentru plata indemnizației persoane cu handicap. 58.000 lei pentru ajutor încălzirea locuinței cu lemne a legea 416 pentru perioada noiembrie 2018-martie 2019, sumă repartizată de ASFB Bacău prin adresa numărul 443 din 2003-2019. Capitolul 7002. 391.000 lei bunuri și servicii, din care 130.000 lei pentru plata apă rece consumată de consumatori din satul Răcăuți, sumă ce provine din încasările de la consumatorii din satul Răcăuți. 130.000 lei pentru iluminatul public și reparațiile curente la rețeaua de iluminat. 131.000 lei pentru lucrările de cadastru decontate de oficii de cadastru Bacău. Capitolul 7402. 270.000 lei bunuri și servicii, din care 240.000 lei pentru plată salubritate, sumă ce provine din încasările taxe salubritate de la cetățenii comunei. 30.000 lei pentru achitarea obligațiilor pentru anul 2019 la fondul de mediu, acorduri și avize.
Capitolul 84.02. 150,50 000 lei, bunuri și servicii pentru dezăpezire și presări servicii drumuri, achiziționare combustibil pentru buldoi scavători și serviciul de întreținere pentru aceasta. La secțiunea de dezvoltare, ce o să facem anul ăsta, ce ne-am preconizat să facem anul ăsta, la capitolul 74.02, suplimentăm cu 250 000 lei obiectivul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în sat Bucium, comuna Bucium, care în continuare finanțată prin PNDR. Capitolul 70.02, 125 000 lei pentru obiectivul extindere rețea alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDR 2. Lucrările de execuție vor începe anul acesta. Capitolul 74.02, 150 000 lei pentru obiectivul extindere rețea canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDR 2. Lucrările de execuție vor începe anul acesta. Capitolul 67.02, 55 000 lei cheltuieli neeligibile pentru obiectivul de investiții dotare cămin cultural în sat Bucium, comuna Bucium, dotări ce urmează a fi achiziționate după semnarea contractului de finanțare cu PNDR. Valoarea nerambursabilă este de 371 000 lei, valoare inclusiv TVA. Capitolul 70.02, 50 000 lei pentru actualizare PUC, comuna Bucium. Capitolul 70.02, 150 000 lei pentru obiectivul de investiții în ființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bucium, județul Bacău, pentru întocmire SFE, DALEI, avize și autorizații pentru depunerea proiectului la fondul de dezvoltare și investiții. Capitolul 74.02, 100 000 lei pentru obiectivul de investiții în întocmire SFE de ATC, extindere rețea de canalizare în satele Răcău și Bucium, comuna Bucium, județul Bacău, etapa 2, obiectiv ce urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul PNDL 3. Suma de 100 000 lei este din excedentul anului trecut. Capitolul 84.02, 179 000 lei pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare, drumuri locale în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv depus în cadrul programului PNDL 2. Ăsta e bugetul pentru anul 2019. Este un buget bun. Eu zic că este un buget bun. Am oprit bani. Repartiza bani pentru cam tot ce ne trebuie nouă și pentru ce o să facem în anul 2019. Cred că ați citit raportul, ați văzut și dacă aveți completări, puteți să vă înscrieți la cuvânt. Mulțumim, domnul primar, pentru modul de prezentare a expunerii de motive la proiectul de hotărâre așa și în special pentru modul de repartizare a sumelor, ceea ce înseamnă exact și pentru probleme cele mai strigente din comuna noastră. Domnule președinte de comisie, al Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați punctul de vedere în urma analizii pe comisie. Având în vedere că cele două comisii, juridică și buget finanțe, au o ședință comună, singurul criteriu fiind dată președinte a acestor două comisii în ședința anterioară, a fost că sunt mai în vârstă. De aceea, îmi voi exprima în câteva cuvinte concluzii trase în urma discuțiilor din comisie. Noutatea pentru bugetul de anul acesta constă în faptul că am mai spus-o și cu altă ocazie, conform unei ordonanțe de modificare a codului fiscal, cheltuielile aferente persoanelor cu handicap și însoțitorilor vor fi suportate de către bugetul primăriei locale prin banii alocați din diferite. Sunt 4 sumile, dacă vă mai amintiți, am mai spus-o pe asta, 60%, 17,5 plus 15% urmând ca la dispoziția Consiliului Județean este 1,5%. De asemenea, sumele au fost repartizate după ce primăriile, UAT-urile din județ, inclusiv al noastre, au exprimat veniturile estimate a fi realizate din taxe și impozite anul acesta. Apoi au fost repartizate sumele. Așa cum spunea și domnul primar, din sumele alocate de către atât de Consiliul Local cât și sumele din TVA, se pare că
ne vom față de alte primărie unde, v-am mai spus, mai urmăresc sumele acestea și repartizate la alte primării. Vă dau un mic exemplu, de exemplu la sume alocate pentru câteva comune, OAT-uri pentru drumuri comunale. La Bucium 136, la Căius 204, la Cașin 118, la Ștefan cel Mare 175. La aceste sume s-a ținut cont și de populația comunii respective, alocându-se o anumită sumă, anul acesta se pare 1200, pentru fiecare locuitor al comunii. Și s-a mulțit și a dat sumă și de acolo s-au făcut repartizările. Faptul că ne-am acoperit în mare parte atât necesitățile de desfășurare a activității comunale, asta înseamnă că sumele alocate au fost corecte și justificate. De asemenea, în ședința Consiliului Județean, pe care am urmărit-o, se specifică, și chiar președintele domnul Brașovean a specificat, că acolo unde există o rezervă în bugetul Consiliului Județean, că acolo unde sumele pentru plățile sociale, nu se referă la 416, la celelalte participații, acolo unde nu ajung, nu sunt suficiente, Consiliul Județean și-a luat angajamentul că va completa cu sumele necesare la fiecare OAT. Eu cred că merită să avem încredere în domnul Brașovan, am dovedit că orică este un om serios și ține cuvântul. În urma acestor discuții și care vi le-am prezentat, foarte succint, ar fi mult mai mult de spus, dar având în vedere că concluzia domnului primar, că dânsul este mulțumit de sumele alocate și faptul că este mulțumit și promite că le va folosi judicios și pentru rezolvarea problemelor pe care și le-a pus, văzând acordul dumneavoastră dat, în calitatea mea de președinte a comisiei, a comisiilor reunite, acordul este afirmativ. Numai câteva cuvinte. Aici la PUC, n-am avut de unde toți banii, am oprit numai o parte de bani, se dă drumul la demararea și la dincolo, pentru și la gaze metan și la camp și la asfaltare. 18 km de uriță, 30 km la gaze naturale, da? Sunt numai o parte din sume, atât am repartizat ca să putem să dăm drumul, să începem documentația și o să le mai dă bani la rectificare, anul care vin, de exemplu, la PUC, am înțeles cu dânsa, și pentru în 2 ani de zile dacă vor interveni niște cheltuieli deosebit, nu știu ce, se știe foarte bine că după trecerea celor 6 luni de la execuția bugetară se poate face rectificare. Acolo unde va fi nevoie, vom avea la dispoziție. Am oprit, așa vă spun, sume mici, tot noi vom trebui să aprobăm și aceste rectificări, că anumiți bani care nu au putut fi cheltuit într-o parte, se vor cheltui pentru alte probleme stringente. Așa cum vă știți foarte bine, acest lucru s-a făcut în fiecare an, rectificare și execuția bugetară a fost discutată tot la Consiliul Local. Tot noi, în cadrul Consiliului Local, am aprobat orice modificare. Deci, încă o dată, acordul Comisiei Reunite este pentru buget afirmativ. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a văzut și în urma analizei comisiilor reunite, nu au fost completări, nu au fost propuneri, alte propuneri. V-aș ruga să mă ascultați să vă înscrieți la cuvânt dacă în urma prezentării proiectului de hotărâre. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Nu. Dacă nu se scrie nimeni la cuvânt, supunem la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Domnule primar, vreau să ne prezentați expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu numărul 2.
La punctul 2 facem referire, am făcut referire și la punctul 1, dar vă mai citesc încă o dată. Supuneți pe aprobare și bugetul local de cheltuire al școlii gimnaziale Buciu, care este ordonator terțiar de credite, în raportul de cheltuieli se va face justificare și pentru sumele atribuite școlii prin adresele numărul 475 din 204-2019 și numărul 567 din 804-2019, transmise de AJFP Bacău, respectiv totalul de 181.000 lei și îi regăsim, da, la capitolul 6502, 181.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 141.000 lei pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104, alineatul 2, litera B și E, din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuieli de formare continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a serii legilor, cheltuieli cu materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. Sumă repartizată de AJFP Bacău prin adresa numărul 475 din 2004-2019, și 40.000 lei pentru documentarea transportului cadrului didactice pe baza adeverințelor privind costul abonamentului sau biletului de către operatorul de transport sau cu autotoriți spunele personale. Sumă susținută din venitul propriu al bugetului local. Aici tot la fel, să puneți spre aprobare, domnule președinte, și bugetul școlii gimnaziale Buciu. Mulțumesc, domnul primar. De așa mă rog. Doamnă Pășerița Comisiilor, promite, pentru prezentarea punctului de vedere, domnul analiză. La fel ca și la bugetul local, s-a luat în discuție și bugetul școlii gimnaziale. Aici nu avem obiecțiuni din cauza că ei sunt ordinatori de credit. Problema este că cea mai stringentă care era, dar afectează, nu afectează, dar există lege și hotărâri în acest sens. Sunt cei 40.000 de lei pe care i-am alocat pentru, din bugetul local. Suntem obligați, trebuie să vedem. Este hotărâri de guvern prin care ei au dreptul la decontarea acestor. Noi, eu cu domnul primar, domnul Dica, poate, judecată și da, poate confirma, am susținut cât am putut, că mai putem, mai dăm, mai nu știu ce. Suntem obligați, unui lege, unui tocmeală. De contar, dacă ei justifică pe bilete că au făcut naveta și asta, indiferent de unde fac naveta, noi avem obligația prin hotărârea dată de Guvernul României să le decontăm aceste cheltuieli. Chiar dacă afectează bugetul local, asta e acordul afirmativ al Comisiei de Buget Finanțe. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul aprobat cu unanimitate. Domnul primar, vă rog să ne prezentați expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu numărul 3. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind inițierea proiectului de hotărâre privitor la aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2019. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile ordonanței de guvern numărul 2288 din 09-12-2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții și de sprijin pe care le asigură ministerele celorlalte organe centrale și organizații neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și prevederile Ordinului Comun MAI-MMP numărul 192 din 1422 din 2012 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale și a Ordinului Comun MAI-MMP 245 per 3403 din 2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a tensiunilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice pentru întâmpinarea producerii situațiilor de urgență specifice, având la bază referatul prezentat de șeful Serviciului Situații de Urgență Buciu, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus pe aprobare necesarul existentul și propunerile de
hotărâri în care am propus spre aprobare inițiativele existentului și propunerile și realizările în anul 2019. A principalul funcții de sprijin, atât materiale, financiare, dar și umane, în vederea gestionării situațiilor de urgență ce pot să apară pe raza Comunei Buciu. Având în vedere faptul că în anul precedent, din taxele speciale PSE, suma totală colectată a fost 7.000 lei, dar și faptul că pentru anul 2019 această taxă nu s-a majorat, iar totalul colectării s-a preconizat, a se ridicat total la suma de 7.000 lei. În anexa 1, numărul 1 la proiectul de hotărâre, am propus repartizarea sumei de 5.500 lei pentru localizarea și strângerea incendiilor și diferența de 1.500 lei pentru asigurarea transporturilor, forțelor și mijloacelor de intervenție persoanelor evacuate și altor resurse. În anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre au fost detaliate sumele din anexa numărul 1, respectiv pentru stingătoare, un număr de 11 stingătoare la un preț de 85 lei stingător, a rezultat suma de 935 lei. Pentru echipamente și de intervenție, un număr de 8 echipamente la un preț de 251,9 lei, a rezultat suma de 2.015 lei. Pentru alimentare, apă din hidranți, 350 metri cubi, la un preț de 7 lei metru cub, a rezultat suma de 2.450 lei. Pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție a persoanelor evacuate și altor resurse, consum de carburant, pentru 300 litri motorină, la prețul de 5,5, a rezultat suma de 1.600 de lei. Din punct de vedere uman, conform anexei numărul 3, la proiectul de hotărâre ar fi nevoie pentru acționarea în situații de urgență de un număr de 50 de persoane, pe care să îndeplinească toate categoriile de funcție, însă după cum cunoașteți deja, serviciul voluntar pentru situații de urgență al Comunei Bucim are în componența un număr de 21 de persoane, la care am adăugat un număr de 3 persoane din cadrul primăriei care se ocupă de întocmirea documentațiilor și asigură păstrarea acestora. Astfel că pentru anul 2019, pentru asigurarea situațiilor de urgență, am prevăzut un număr total de 24 de persoane. Vreau să vă menționez că există obligația Consiliului Local că în fiecare an să apropie resursele financiare, materiale și umane pentru buna gestionare a situațiilor de urgență și tocmai de aceea am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Acestea sunt argumentele și rog consilierii să analizeze și să aprobe în consecință. Să strânge 7.000 de lei, i-am repartizat pe stingătoare, apă în caz de nevoie, carburant și câteva echipamente. Domnule președinte, mulțumesc, domnul primar. De asemenea, rog încă o dată pe domnul președinte al Comisiei Românice să-și prezinte punctul de vedere în urma analizei pe comisie. Deci, după cum ați văzut, banii au fost alocați în bugetul centralizat, numai că acum este separat. Părerea mea este că să da domnul să nu-i cheltuie, să nu fie nevoie să-i cheltuie. De, trebuie. Da. Sunt situații, împotrivă, abțineri. Mă mulțumesc. De asemenea, sub punctul numărul 3, aprobat în unanimitate. Stimați colegi, următorul punct, diverse. V-aș ruga să vă scrieți la cuvânt, să vă puneți punctul de vedere strict pentru sectoarele în care vă aparțin, problemele care sunt în teritoriu. Problemele care sunt în teritoriu mi-aș permite eu să vă spun și să ne ajutați din punctul ăsta de vedere, să stați de vorbă cu oamenii că datorită ploilor, datorită cădărilor mari de precipitații din ultima perioadă, s-a creat un disconfort atât și pentru noi, din punct de vedere mental, cât și pentru concetățenii noștri și aș vrea să purtați discuții cu fiecare parte care acceptă mai greu problemele astea, în viitorul cel mai apropiat și când timpul ne permite să putem să facem o balastare improvizată sau cum o putea face, că lucrări totuși o să mai fie pentru racordări, pentru astea, o să intervenim. De aceea, deci, și rugămintea mea este să discutați cu fiecare în parte și să nu creadă că chiar sunt singuri așa cu problema asta.
Vă mulțumesc frumos. Dacă sunt în fir la cuvânt. Doamna consilier Brodica Moldovan. Doar două ordine. Într-adevăr, sunt oameni nemulțumiți de ceea ce se întâmplă pe ulițele satului, dar încerc, la fel cum ați spus și dumneavoastră, să îi liniștesc pe cât posibil, că nu faci curățenii până nu există mizerie. Așa că totul se va rezolva, totul se va face. E ceva nu e exact cum a fost, dar îndreaptă lucrurile în funcție și de vreme și încercăm să îi liniștim, să le spunem că în timp se rezolvă toate. Așa, așa cum le-am scris în scrisoare. Exact ce ați precizat dumneavoastră în care scrisoare. Din poartă în poartă. Da. Canalizarea față de alte lucrări. Nu este o lucrare să mergi la jumătate de metru, ai locuri unde te duci până în 6 metri adâncime și cum avem noi, satele Răcău și Buciumi, la 20 metri de lut, numai lut. Da. Nu se poate lucra, numai dacă este vreme bună. Dar cine crede că e mai tare decât Dumnezeu și poate să oprească ploaia, dacă nu ploua, era rău. Dacă plouă, iar e rău. Dar să știți că nu sunt mulți. Culmea ironiei, sunt persoane de la care nu mă aștept. Nu sunt mulți, m-au sunat, le-am explicat că nu se poate. Dacă plouă și-i baltă, nu, și lutul ăla, nu poți să pun balastru în baltă și în lut. Până nu rad, nu se usuc un pic, să radem. Dacă nu ploua azi noapte, astăzi era bine de reparat în urmă. Dar dacă plouă în continuu, nu se poate repara. Nu se poate intra cu utilajele, fiindcă e numai lut. Da. Nu se poate. Da. Așa, le spunem să aibă răbdare. Să aibă răbdare, așa cum ne-am scris în scrisoare, și dacă faci curățenie, dai cu var în casă, îți trebuie 3 zile să faci curățenie. Sau dacă în ograda ai săpat, să torni betoane, sau să pui pavele și vine 2 săptămâni de ploaie, să-l întrebi pe acela care toarnă betonul în mocelul. Da, sau pune pavelele în mocelă. Da. Să vină la mine să spună așa, domn primar, eu am pus în mocelă, zic, bă, dar de ce nu pui? Nu se poate. Sunt lucrări foarte grele și nu se poate. Și cu canalizare și apă. Și curătare se face tot. Da, dacă nu ploua, nu era nicio problemă. Dar bine cu ploare. Pentru majoritatea, 99%, e bine că Dumnezeu ne-a dat ploaie. Ca astfel, o dai în grădină cu putunul. Dacă mai aveai apă, da, seceta e foarte periculoasă, nu numai pentru noi, pânică nu o să avem, aia, da, mămăliguță nu o să fie, pânică nu o să fie, legume nu o să fie dacă nu plouă. Eu zic că poate să-și lese mașina, că nu toate ulițele se sparg odată, da? Poate să lese să meargă 20 de metri cu plasa. Sunt soluții. O păreche de ce-ți muniții schimbă, are în mașină, eu am ce-ți muniții din port bagaj, da? Mă dau jos, pun ce-ți muniții, merg. Cât am de mers în noroi, vin înapoi, asta e. Nu se poate din cauza ploilor. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna consilier. Înainte de a-i da cuvântul domnului consilier Tudor Florin, v-aș ruga să îl învoim pe domnul Brănici, care are o problemă urgentă. De bără. Vă mulțumesc. Deci, cu ocazia acelei acțiuni pe care am făcut-o în teritoriu, câțiva de mine cetățenii acestui comun au ridicat câteva probleme. Pentru domnul vice, la Cioropan, mașina de gunoi nu vine de fiecare dată. Este reclamația lui, eu nu pot să-l contest, nu știu, eu n-am fost. Neculai? Au fost, mai n-a fost. Neculai și trebuie. Dacă e vreme alea și mai ales cum s-o să facă acolo. Acolo da, și dacă plouă, cum se întreba așa de 7, de 20 de tone pe ulița aia? Nici cu... Da? Ai bără, care să pună cu noi separat? Am discutat personal. Și următarea noastră trebuie. Asta ar fi una din probleme. A doua problemă. Asta ai de. A doua problemă care nu... Cum să vă spun eu, nu intră în atribuții uniunile Consiliului Local sau Primării de a efectua acest lucru, dar cred eu, printr-o relație pe care o are domnul primar sau domnul viceprimar, s-ar putea interveni. La magazinul Luciurea s-a ridicat problema și este reală problema acelui stâlp înclinat. Întotdeauna să te duci să verifici, domnul Tudor, înainte de a vorbi.
rezolvat de două săptămâni. Deci, eu vorbesc când am fost. Acum 30 da. Deci, să când am fost acolo, da, da. Într-adevăr. Întotdeauna verificați. Să nu m-am mai dus să văd dacă s-o rezolvat da. Sau nu problema. Întotdeauna verificați. Una din probleme. Dacă este rezolvat, nici aia mai bine. Să nu credeți că dacă se lasă un stâlp un pic 15 grade, ai sunat la IREU primarul și acei vin răzut cu două frate mașini, cu macarale, să nu, puneți, nu, nu, eu vorbesc de un intervenție prietenă. A durat două, trei săptămâni până și el da, reclamat, a făcut nu știu cât de cereri, că nu știu nu ce. Are cu să nu, el e cu boasca în cap și nu-i tot. Eu l-am văzut și de asemenea tot la el acolo. Am avut nu, o discuție rezolv, mai lungă cu el, eu am sunat, băieții știu. Eu am sunat pe despre sunat, prețul bunului. Am anunțat, dar nu, vine, nu era așa de pericol să vin în... În buget. Buget. Da. Iar... Am reparat de atunci, în urma voastră. Băieții sunt de față, chiar am avut o discuție mai multe și mai de ori despre prețul bunului, că el face bunul, că nu are vânzare. Nu contează taxa. I-am zis, sunteți particular, nu știu ce. Închid-o. Dacă nu merge șmeteria, altceva. Dacă nu-i merge chioșcul, vânzările să plătească 70 de lei cu noi pe lună, exact, de ce nu închid? Închide-o, acum puteți de cizmării, poate merge mai bine. De cizmării, de vătării, altceva dacă nu merge. Vânzării. O afacere se poate face. Cam astea au fost probleme care le-am găsit atunci în teritoriu. Da, mulțumesc, domnul. Care o amintesc. Stâlpul s-a rezolvat. Dacă s-a rezolvat stâlpul, ăsta mi s-a părut și mie iată un pericol. Că era nu, nu. Și cădea pe casă. Nu era pericol. Dacă era pericol... Cădea. Era, da, era cădea în drum. Stâlpii vecini care... Îi ține celălalt, da, îi ținea în sân, nu era pericol. Da. Și nu, bine, eu, nu vine, ai sunat ca... Știu. Dar eu am apelat la dumneavoastră că dumneavoastră aveți relație cu președinte. Domn președinte, mai sunteți cu la cuvânt? Da? Închide. Atunci declar și de lucrurile cerințe închise. Vă mulțumesc pentru participare. Ne vedem sănătoși la următoare. Paște fericite. Da, mulțumesc. Paște fericite. Paște fericite. Paște fericite.